numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Omule al lui Dumnezeu, ai fost creat după chipul și după Fiul Său. Adică atunci când ai fost zidit din cele patru zări, ai fost adunat, ai fost creat de Dumnezeul cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Din cele patru zări, iubiți credincioși, pământ, apă, aer și foc, iată că Domnul Dumnezeu, prin Fiul și Cuvântul Său, a făcut cerul și pământul și pe om, ca un împărat al creației. Acest om, iubiți credincioși, a fost întâi zidit și plămădit din cele pământești și a suflat în el stare de viață. Și iată că omul, iubiți credincioși, din patru direcții, din patru colțuri, trebuia rotunjit, cum face olarul. Când ia lutul, îl moaie și apoi începe să-l rotunjească, să nu aibă colțuri, să nu aibă aspirități. Dreapta Tatălui, Fiul și Cuvântul Dumnezeu. Stânga Tatălui, Duhul Său. Toată Sfânta Treime a participat la plămândirea și la zidirea omului. Dar nu l-a lăsat în cele patru colțuri, iubiți credincioși, ci i-a dat cinci simțiri și cinci simțuri. L-a dat cu suflet și cu trup. Simțiri sufletești și simțiri trupești. Cinci și cinci, iubiți credincioși. L-a ridicat la un alt nivel. Că putea să-l lase doar din pământ, apă, aer și foc, precum animalele create, iubiți credincioși, fără de rațiune, fără de duh, fără de libertate. Dar nu l-a lăsat pe om la masa aceasta singur, în patru colțuri, ci l-a pus la o masă rotundă, la o masă a comuniunii. Și în ziua a șasea, când l-a creat pe el, iată că i-a creat femeie, să nu fie omul singur din coasta lui, dar omul când a adormit, Adam când a adormit, iubiți credincioși, căderea aceea într-un somn adânc, era de fapt o trăire și o răpire duhovnicească pe care mintea noastră nu poate să o cuprindă. Taină mare pe care omul n-are cum să o priceapă. Și la masa singurătății a mai apărut o persoană, el și ea. Acolo a fost o masă a comuniunii, iubiți credincioși. În ziua șase, bărbat și femeie, uitați-vă la steaua lui David, l-a ridicat din pentagramă, din simțuri, l-a ridicat din pătratul acesta a unei mese pătrate, rigide, colțurate și, de fapt, i-a rotunjit mintea și inima și simțirile. Pentru că nu i-a lăsat mintea în colțuri, nu i-a lăsat mintea în simțuri. L-a dus în șase, în comuniune și l-a lăsat în libertate, pentru că omul, în cinstea aceasta a libertății, fiind pus, n-a priceput, dar trebuia să priceapă, să se ridice prin slujire, la închinare și adorare, pentru că de la șase trebuia să meargă la sfințenie, spunându-i Domnul omului, iată la masa ta, nu trebuie să fie doar o masă rotundă și umanismul între Adam și Eva, între el și ea, la masa ta trebuie să fiu eu, Domnul Dumnezeu, și eu, un Dumnezeu întreime slăvit, voi în prezența mea, trebuie să stați în iubirea voastră omenească și în stăpânirea față de toată această creație pe care v-am dat-o. Și atunci v-am ridicat de la 4 la 5, la 5 la 6 și v-am dat, iubiți credincioși, ce? V-am dat sfințenia spunând, din toți pomii raiului să mâncați, să vă sfințiți, mâncați și gustați și sfințiți-vă, dar folosiți-vă libertatea, așa cum trebuie. Pentru că din pomul vieții încă nu trebuie să gustați. Pentru că nu v-ați antrenat în ascultare și libertate. Și abia atunci când va trece timpul și veți fi statorniciți și veți crește, o să vă dau posibilitatea să mâncați în pomul vieții și apoi să stăpâniți binele și răul. Și veți fi ca mine, Dumnezeu, după har, nu după ființă.
Dar omul iubit fie din cioși a primit săgeată și nu o să se ducă în sfințenie, în șapte. Și apoi să se ducă către ziua 8 și apoi să se asemene îngerilor, celor 9 cete îngerești, pentru că spune clar, micșoratul ai pe om puțin față de înger, adică are în el Duhul Dumnezeu, este Dumnezeu. Dar n-a priceput omul că trebuie să se înalțe către starea îngerească, să fie într-un cor, într-o armonie, într-o roată dumnezeiască, în așa fel încât în cor Dumnezeu și om să cânte Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot. Ci omul a căzut, iubiți credincioși, prin rațiune, neînțelegând că i s-a spus o minciună de către Tatăl minciunii. A căzut în pomul cunoștinței binelui și răului și iată că a început să guste din neascultare, din necredință, a căzut din lumină, din har, din sănătate, a căzut în boală, din viață s-a dus în moarte, din nestricăciune, în stricăciune și din rai s-a dus în iad. Și atunci omul acesta omenesc, când o să ajungă omul Dumnezeu, a ajuns un om drăcesc, iubiți credincioși, stăpânit de duhurile necurate. Și iată că după zidirea lumii din iubire și din dragoste față de om, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu vine iarăși în intimitatea omului, iubiți credincioși. Și toate și le-a asumat și le-a vindecat. Pentru că se pornește la rezidirea și la desăvârșirea lumii. Rezidirea lumii, unde Fiul și Cuvântul Dumnezeu și-a făcut om ca noi. Și îl vedem unde? În pântecele Fecioarei. Și îl vedem în peștera din Betleem, prung, înfășurat în scutece și într-o peșteră întunecoasă, neputând să se miște, neputând să vorbească, neputând să facă nimic, fiind total la mâna omului, la mâna Fecioarei, iubiți credincioși. Domnul Dumnezeu, atotputernic, a ajuns la mâna omului, într-o smerenie desăvârșită. Dar plecând de acolo, iubiți credincioși, unde era înconjurat de pământ, apă, aer și foc, peștera și plantele, lumea minerală, lumea vegetală și animală, iată că a plecat Domnul și a crescut în mijlocul nostru, încet, pe nesimțite, ca să nu ne sperie, ca să nu ne strivească, ca să nu ni se spargă nouă, iubiți credincioși, inima noi, dacă vedeam deodată Dumnezeu adevărat, atotputernic, și s-a născut și a crescut și a predicat Evanghelia sa poporului și apoi la toată lumea. Dar, iubiți credincioși, de la peștera din Betleem, iată că ne pregătim mâine, în sâmbăta lui Lazar, pentru un alt moment, o altă situație, un tablou tot întunecat, unde de data aceasta nu Dumnezeu este în scutece îmbrăcat, ci este omul, bărbatul, Lazar, prietenul lui Dumnezeu. Este înfășurat în pânză, este îmbălsămat, cum se întâmpla cu cei care mureau în vremea aceea, este pus în mormânt întunecat, este cu piatră astupat și este acolo lăsat pentru că puțea, mirosea și s-a îmbolnăvit și s-a stricat și a murit și a fost îngropat. Dar toate acestea din pronia dumnezeiască. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți credincioși, iată că se pregătea să-L aducă pe om de la mintea Lui colțuroasă și strâmtă, la o minte deschisă și luminoasă, de la inima Lui blocată și înfășurată la o inimă largă, de la o masă pătrată la o masă rotundă, sfințită, să-L ducă către cer și către sferă, să-L rotunjească. Și era cu ucenicii lui la distanță și aceștia au spus că Lazar, prietenul, a murit. Și Domnul a spus, n-a murit, ci doarme. Și toate s-au sfârșit ca să se slăvească numele meu. Dar mai stăm un pic, ca să fie a patra zi. Pământ, apă, aer și foc, cele patru elemente. Și vom merge acolo. Și vom vedea pe Marta și pe Maria, femeile iubiți credincioși, care sunt practica și teoria, cum se tânguiesc pentru că a murit sufletul lor, adică fratele lor,
și este în mormânt. Dar nu vom ajunge încă, vom ajunge la timp, în secunda în care trebuie să ajungem. Și, iubiți credincioși, ca un atot puternic, Domnul strigă: omule, Lazare, ieși afară din îngustimea ta, din moartea ta, din putreziciunea ta, din întunericul tău, din mormântul tău. Ieși afară, Lazare, și vino și te deschide la masa pe care o pregătesc ucenicilor mei și tuturor neamurilor. De ce vreți să micșorați inima, mintea voastră la o masă de 4 persoane colțuroasă? Să stați în pământ. De ce vreți să vă duceți în simțuri la 5, când eu vreau să fie o masă de 12 persoane și cu mine 13 la cina cea de taie? Pentru că eu vreau să fie masă rotundă, largă, cum v-am deschis vouă în cer, în toate direcțiile, Treimea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, i-a dat omului, bărbat și femeie, i-a dat să împânzească, să stăpânească, să propovăduiască, să cucerească tot pământul, 3 ori 4, 12. De ce nu lași o masă de 12 persoane deschisă, ca apoi să propovăduiască cât trebuie și cât se poate de mult? De ce o restrângi? Și atunci îl scoate pe Lazar, îi poruncește, îl desleagă și toți se temeau. Se temeau, iubiți credincioși, pentru că nu credeau. Se temeau pentru că nu înțelegeau. Se temeau că miroase, se temeau că e mort, se temeau că este grea piatra de pe mormânt, se temeau că e înfoșurat, se temeau. Și Domnul a spus: nu vă temeți, îndrăzniți, eu sunt. Deschideți mormântul, mergeți acolo și vedeți că Lazar va fi restaurat. Și l-au scos, iubiți credincioși, și apoi pe Lazar l-au adus unde? La masa rotundă, în casa sa, cu prietenii săi, cu surorile sale, și acolo erau toți ca un chip și o pregustare a învierii de obște. Aceasta este sărbătoarea de mâine, iubiți credincioși, o dată în an, Sâmbăta lui Lazar, în care ar trebui să veniți toți creștinii ortodoxi, că pentru asta trăiți. Pentru asta ați fost creați. N-ați fost creați să deveniți specialiști. N-ați fost creați de Dumnezeu să deveniți un nume oarecare în lumea aceasta, sau un brand, sau o funcție. N-ați fost creați de Dumnezeu trup și suflet și în inima voastră să pună Duhul Său, să primiți cele 7 taine și sfințenie și chemați la masa rotundă a Sfântului Altar, pentru că masa din Sfântul Altar trebuie să fie rotundă, cum a fost în cina de la imamul, uitați-vă, pictat pe biserică, rotundă, lipsită de colturi, lipsită de patini, lipsită de asperități, lipsită de unghiuri și de ascunzișuri, rotundă, unde totul se vede, se trăiește pe inimă la o masă rotundă, nu pe minte colțuroasă și rigidă. Este o stare de comuniune a împărăției și a iubirii. La asta ne cheamă Domnul Dumnezeu în sărbătoarea de mâine, iubiți credincioși. Și ar trebui creștinul să fi fost conștientizat tot postul, că de asta a postit. Mâine ar trebui să fie ultima zi de post, apoi duminică, să fie sfârșitul postului. Osana, Osana, bine este cuvântat, să intrăm în săptămâna patimilor. Dar creștinii nu știu, pentru că n-au fost catehizați, iubiți credincioși. Și încep să se bucure doar de pește, că se mănâncă pește de flori, și săptămâna patimilor de o asceză poate neînțeleasă, ca să se deslege toate frânele și frâiele în noaptea învierii și a doua, a treia zi de Paște să fie la fel cum au început înainte de post. Iubiți credincioși, trezvie și iubire din tot postul acesta, cu atâta să rămâneți. Cu înfrânarea, cu atenția, cu capacitatea de a gestiona și de duce și de post. Cu capacitatea de a gestiona toate aspectele vieții, ca să stați într-o stare rotundă. Pentru că Domnul Dumnezeu a predicat de la masa, de la cununia din Cana Galilei, până la masa din Joia Mare, unde invită pe apostoli la cina cea de taină. Și apoi proiectează unde? Exact unde sunt 12 apostoli și în mijlocul lor Maica Domnului, iarăși 13, iubiți credincioși, de data aceasta apostolii toți cu Mântuitorul la cină și apostolii toți cu Maica Domnului, unde Duhul Sfânt se povoară peste ei la cinzecime și totul se desăvârșește. De aceea nu micșorați masa, lăsați-o așa, de 12 persoane. Nu restrângeți lucrurile.
în viața voastră. Lăsați-le deschise ca să se multiplice, ca să se amplifice, ca să se ducă propovăduirea. Pentru că sfârșitul ascezei este apostolatul. N-ați postit ca să postiți, nu v-ați rugat ca să vă rugați, ci v-ați rugat, ați postit ca să vă înălțați și apoi să predicați prin viața voastră, tași tu să vorbească faptele tale. Deci, în sâmbăta lui Lazar, în Duminica Florilor, tot creștinul ortodox ar trebui să fie cu stâlpările duhovnicești în mână, să se minuneze de învierea lui Lazar și de smerenia Mântuitorului care vine în Ierusalim. Vedeți, iubiți credincioși, că nebunii lumea acestea, în fel și chip, vor să vă strâmtoreze zidurile Ierusalimului, vor să vă spargă zidurile Ierusalimului, vor să vă astupere zidurile Ierusalimului, vor să vă încurce toate lucrurile duhovnicești și din oameni duhovnicești, să vă facă apoi prin umanism oameni lumești și apoi oameni drăcești, iubiți credincioși. Dar voi nu aveți decât o scăpare. În Biserica lui Hristos, în corabia mântuirii, tac arhierei, tac teologii, tac preoți, tac monahi. Dar avem cărțile sfinților, avem tâlcuirile lor, avem filocaliile, avem predicile, avem încă toate bibliotecile voastre sunt pline, pentru că Domnul Dumnezeu v-a îngăduit și ne-a îngăduit tuturor câțiva zeci de ani în care să avem acces la învățăturile sfinților părinți. De aceea, nu vă înfricoșați și nu vă temeți, dar nu rămâneți la nivelul rațiunii, pentru că veți avea mintea în colțuri, într-o masă în patru părți, în care vă veți întâlni ca niște specialiști seci, blocați, lipsiți de bucurie. Masa trebuie să fie rotundă, deschisă și amplificată la 12. Iubiți credincioși, nu răstrângeți această masă și repet că este o proiecție de la tine în casă până în casa Domnului și din casa Domnului la un potir rotund, iar la tine în casă, din putere în putere, din lumină în lumină. Acestea sunt sărbătorile creștine, iubiți credincioși. Dar se plâng creștinii, se plâng profesorii, se plâng elevii, că nebunii lumea acestea, ba nu le mai dă vacanță de Paști, ba le strică sărbătorile. Nu pot pune aceștia legi pe cât de înaltă poate să fie trăirea ortodoxă. Nu pot strântura aceștia în planul fizic pe cât ne putem adânci noi în Duhul și în inima și în Ierusalimul nostru. Nu pot ei să pătrundă prin energiile lor create, oricât le-ar combina prin știință și prin legi, cât ne putem noi ascunde și odihni în energiile necreate, în har, în adâncul inimii, acolo, iubiți credincioși, unde mormântul nostru, mormântul Lazar, trebuie să devină casă împărătească, casă dumnezeiască. De aceea, dacă se supără unii și alții, părinți, profesori și copii, că nu o să aibă vacanță în săptămâna luminată, trebuie să înțeleagă toți că săptămâna aceasta este luminată, pentru că este pătrunsă de lumina Învierii, lumina lui Hristos, pe care am propovăduit-o tot postul Paștelui în fiecare zi, în fiecare liturghie, spunând lumina lui Hristos luminează tuturor. Lumina lui Hristos, iubiți credincioși, este Euharistia, este Sfânta Împărtășanie. Săptămâna este luminată pentru că se deschid porțile împărăției, se deschid ușile împărătești. Săptămâna este luminată pentru că de la Înviere, iubiți credincioși, până la Duminica Tomii, iată că puteți veni să vă împărtășiți în fiecare zi, în fiecare liturghie, chiar dacă mâncați de dulce și mielul pascal și bucatele binecuvântate. În săptămâna patimilor nu postiți și nu vă smoliți la față uitând de Euharistie, uitând de nădejdea Învierii. Pentru că veți ajunge să fiți cu voi la Înviere, n-ați înțeles nimic nici din săptămâna lui Lazar, nici din Duminica Florilor și veți veni să luați o lumină cu o lumânare adusă în mod centralizat de la Ierusalim cu un avion plătit sau cosmetizat din punct de vedere politic și ați crezut că acesta este Paștele. Nu! Iubiți credincioși, Paștele înseamnă moarte și înviere de pe pământ la cer. Înseamnă pocăință și împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Dacă nu veți putea să vă duceți copiii în săptămâna luminată la Sfânta Liturghie, pentru că nu sunt acasă, ci sunt la școală, adică sunt coborâți de la nivelul Ierusalimului, de la nivelul inimii, sunt coborâți unde? În creier, la nivelul rațiunii.
Și în loc să se spună că pusam rațiunea mea de strajă credinței mele, ci anulăm credința și punem rațiunea în forul superior, scoțând niște specialiști obedienți, niște slujitori perfecte pentru un sistem demonic. Dacă nu ați înțeles lucrul acesta, părinți, profesori și cei care sunteți responsabili în popor, noi vă spunem un singur lucru. În fiecare dimineață, dacă nu puteți, de la 8 ore, la ora 7 și jumătate, ar trebui să fie preotul satului sau preotul parohiei, să aibă potirul plin cu sfinte taine și copiii toți să prăznuiască săptămâna luminată. Vreți voi să ne puneți nouă legi? Respectăm legea și pe stăpânit, dar în Duh suntem liberi și vom fi împărtășiți în fiecare zi. Dar dacă mâine, sâmbătă, lui Lazar, nu sunt bisericile pline de copii, de ce vă mai plângeți că vă ia Dumnezeu și îngăduie pe cei întunecați la minte să vă ia și libertatea, să vă ia și capacitatea de deplasare, să vă ia și bucuria sărbătorilor, să vă ia și vacanțe și vă strânge. Ia amintiți-vă voi de Iov, când a cerut Satana să-l ispitească. Cum a îngăduit Dumnezeu? L-a ispitit cu grânele, apoi cu animalele, apoi cu casa, cu curtea, cu copiii. Și apoi l-a luat pe el. Nu pricepeți oare lucrul acesta? Și ce zicea Iov? Sunt liber. De ce? Pentru că veneau prieteni lui, venea soția lui, veneau apropiații lui. Cârtește, hulește. Nu. Pentru că simt pe Dumnezeu în nările mele. Eu sunt liber, bolnav și pe gunoiul acesta, dar sunt liber, nu ca voi. Și atunci, iubiți credincioși, vă îndemnăm, începând din sâmbătă lui Lazar, de mâine, și până la Duminica Tomii, faceți tot posibilul, fel și chip, să lăsați copiii să vină la Hristos, să-i duceți la liturghie, iar dacă sunt chemați la școală după Paști, să-i duceți dimineața, să vorbiți cu preoții, să trageți de ei, să-i conștientizați, să-i luminați, vreau copilul meu să fie săptămâna luminată împărtășit și apoi să ducă, să ocupe și de cele raționale, dacă asta este legea în statul acesta, care devine din ce în ce mai puțin precedent. De aceea, iubiți credincioși, arhierei ar trebui primii să vorbească, adică forul duhovnicesc superior, apoi să vorbească cei la nivelul rațiunii, de la academicieni, profesori și oameni de știință, și apoi să vorbească părinții și toți ceilalți, fiecare pe nivelul lui, ca să avem grijă de tot ceea ce înseamnă, iubiți credincioși, Lazar înfășurat și legat din toate părțile în boală și stricăciune. Dacă nu vom înțelege că toată învierea vine de la Hristos care spune Lazar, ieși afară, afară, veți sta cu toții într-un mormânt înfășurați, lipsiți de libertate, de mișcare, din ce în ce mai mare. De aceea vă binecuvântăm ca să vi se deschidă mintea și inima, lărgiți și voi inimile voastre și deschideți mesele ca să devină din ce în ce mai largi, mai mari și mai rotunde, ca masa rotundă din altar să vină în ființa voastră și în viața voastră. Amin.